Ungaria. Este importantă pentru că sunt niște aspecte absolut superbe legate de mântuire, de botez, de cina Domnului, de pocăința păcătosului, de ținerea sărbătorilor, aspecte pe care noi cred că le-am pierdut ca baptiști cu trecerea timpului. Această mărturisire pe care eu o am și vă pun la dispoziție este comentată pe coloana a doua, veți vedea, este comentată de Nicolae Brânzău și el crede că este mărturisirea celor numiți pocăiți adventiști nazareni. Nu, aceasta este doar mărturisirea baptiștilor, pentru că în mărturisire foarte clar se vorbește despre ținerea duminicii, nu a sâmbetei. Bun, primul aspect pe care vreau să vi-l aduc în vedere este ce se spune despre răscumpărarea Domnului Iisus, ce a realizat crucea. În general, noi vorbim despre faptul că în crucea Domnului Iisus ni se face oferta mântuirii. Însă, mărturisirea spune așa: credem că această veșnică răscumpărare a Fiului lui Dumnezeu de preț deplinit e singura pricina mântuirii noastre. Ia auziți, singura pricina mântuirii noastre, da? Mărturisirea nu neagă necesitatea pocăinței și a credinței, dar pocăința și credința vin din această singură pricină sau singur motiv, singura temelie a mântuirii noastre, care este jertfa Domnului Iisus, prin care avem parte de iertarea tuturor păcatelor, nu doar de păcatele făcute până la botez, cum spun unii frați penticostali. Avem parte de iertarea tuturor păcatelor și greșelile noastre, de îndreptare sau îndreptățire și de adevărul veșnic, de scăpare înaintea morții, diavolului și iadului și de viața veșnică. Și că prin trânsul, prin Hristos, câștigăm putere să urâm păcatul și să murim lui, să voim și să facem binele. Observați, toată lucrarea mântuirii, de la început și până la capăt, este garantată de lucrarea făcută de Domnul Iisus Hristos la cruce. Jertfa Domnului Iisus, așadar, nu ne dă doar potențial mântuirea, nu ne oferă mântuirea, ci produce mântuirea în noi. Bun, al doilea aspect este despre alegere pentru mântuire sau despre predestinare. Credem că din vecie sau veșnicie, voința slobodă, liberă, neatârnătoare de la nimic din afară, deci Dumnezeu nu a decis să ne mântuiască pentru că a văzut credința noastră în timp, deci Dumnezeu nu atârnă de nimic din afară și hotărârea lui Dumnezeu este ca păcătoșii să se răscumpere, da? Să fie răscumpărați. Din care pricină, precum înainte de așezarea temeirilor lumii, adică înainte de întemeierea lumii, negăcita iubire milostivă a Dumnezeirii a hotărât ca Iehova, Dumnezeu, să fie prin întruparea și moartea sa Mântuitorul, asemenea și dintre osânditul neam omenesc, aceia care în decursul vremurilor să fie părtașul răscumpărării, s-au și ales prin Tatăl, da, Tatăl i-a ales, numele lor s-au scris în ceruri, ei înșiși s-au dat în mâinile Mântuitorului, ca poporul lui adevărat, ca oile turmei sale, pentru care a fost gata să-și dea viața, dar pentru ei aleși, nu pentru alții, ca moștenirea sa, ca agoniseala luptei sale de moarte și ca mireasa sa. Acestora s-a dat viața de veci în Hristos și deodată s-au rânduit mijloacele. Observați, foarte clar se vorbește despre alegerea la viață sau predestinarea la viața unor oameni. Pentru ăștia a murit Domnul Iisus Hristos. Ca să facă mai clar lucrul acesta, în continuare zice: acestora s-a dat viața de veci în Hristos, celor care au fost aleși. Și deodată s-au rânduit mijloacele care să-i ducă pe ei la credința în Hristos, la viața veșnică. Deci Dumnezeu nu doar îi alege din veșnicie, ci Dumnezeu oferă și mijloacele prin care ei să ajungă la pocăință și credință, adică cuvântul, biserica, mărturisirea Evangheliei, și lor li se dă toate mijloacele necesare ca să primească viața veșnică. Apoi zice: rânduiala aceasta lui Dumnezeu e veșnică și neschimbată, nu se poate ca ei să se piardă. Încât aceea pe care îi privește, cei aleși, nu se pot smulge din mâinile lui Hristos. Nu doar că nimeni nu-i poate smulge din mâinile lui Hristos, ei nu se pot smulge din mâinile Hristos, ci mai vârstos se păstrează prin puterea lui Dumnezeu în credința și dragostea către Hristos până când vor fi moșteni ai măririi sale. Deci ei nu-și pot pierde mântuirea. În aceeași doctrină, în același citat, se vorbește despre predestinare. Predestinarea duce la faptul că Iisus moare pentru cei aleși, că Dumnezeu îi predestinează nu doar pe ei, ci și metodele prin care ei vor fi mântuiți și că Dumnezeu predestinează ca ei să ajungă până la capăt, să nu își piardă această mântuire, să nu se poată smulge din mâna lui Dumnezeu.
într-un articol se vorbește despre întoarcerea acestor oameni la Dumnezeu. Calea mântuirii aceea că omul, prin cuvântul lui Dumnezeu, care e viu și văzut, se trezește din somnul adânc, dar Evanghelia aduce trezire, aduce înviere, aduce viață, își cunoaște păcatele și greșeala, îi pare rău din inimă de acelea, în simțirea primejdiei aleargă la Hristos ca singurul răscumpărător și mântuitor și prin credința în El câștigă iertarea păcatelor și dovadă în inima sa că El e Fiul lui Dumnezeu și părtaș al vieții veșnice. Această mare schimbare a inimii și minții păcătosului este numai lucrarea Spiritului Sfânt, care după voința îndurată a lui Dumnezeu petrece cuvântul cu isprava sa atotputernică plină de rod. Prin aceasta face nașterea din nou a păcătosului simțurilor lui trupești. Deci observați, îi deschide inima și așa mai departe. Arată că cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia împreună cu Duhul Sfânt, da, cum zice Pavel 1 Tesaloniceni 1:5, Evanghelia a fost provăduită numai cu vorbe, ci cu Duhul Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu cu Duhul Sfânt trezește păcătosul la viață, îl cheamă, îi schimbă inima, îi dă pocăință, îi dă credință, îi dă naștere din nou și dă cunoașterea faptului că a devenit Fiul lui Dumnezeu. Totul pornește, auziți, zice aici, numai prin lucrarea Spiritului Sfânt. După voința îndurată a lui Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt prin Evanghelie, de pocăință, credință, naștere din nou, datorită voii lui Dumnezeu. Doar voia lui Dumnezeu este în spate, nu voia omului. Deci mântuirea este pusă foarte clar doar pe lucrarea lui Dumnezeu. Și continuă articolul ăsta și spune că prin aceasta se face nașterea din nou, dar prin lucrarea, numai prin lucrarea Duhului Sfânt, îi deschide inima, iluminează sufletul și dă naștere credinței vii în Hristos. Credința, pocăința sunt lucrarea Duhului Sfânt. Absolut superb, absolut superb. Convertirea păcătosului este lucrarea Duhului Sfânt. Convertirea păcătosului este rezultatul predestinării lui Dumnezeu. Convertirea păcătosului este doar posibilă și efectivă și eficientă prin voia lui Dumnezeu. Ia uitați ce spune despre cina Domnului. Noi obișnuim să spunem cina Domnului este un simbol. Baptiștii au susținut că cina Domnului este mai mult decât un simbol. Crede că Hristos în aceste sfinte semne, pâinea și vinul, în chip sufletesc, da? Nu doar fizic, în chip sufletesc, nutrește cu trupul și sângele său credincioșii. Adică îi hrănește, îi adapă. Deci în timp ce noi consumăm simbolurile fizice, se întâmplă ceva sufletește noi, spiritual, duhovnicește. Împărtășirea trupului și sângelui lui Hristos în Sfânta Cină are să fie zăloagă sau garanție dumnezeiască credinciosului, prin care se ridică și întărește cunoștința despre împărtășirea în Hristos și în jertfa Lui și prin aceasta tot mai nou se dovedește iertarea păcatelor câștigată prin credință. Superb articolul, superb articolul. Deci spune despre cina Domnului că suntem hrăniți, suntem nutriți cu trupul și sângele Domnului în mod spiritual, nu fizic. Deci nu pâinea și vinul ne hrănesc cu sângele și trupul Domnului, ci spiritual. Dar în momentul cinei se întâmplă lucrul ăsta? În al doilea rând, da, și repet, avem o împărtășire a trupului și sângelui Hristos în Sfânta Cină. În al doilea rând, este o garanție sau o zăloagă dumnezeiască pentru credincios prin care se întărește cunoștința. Conștiința este vindecată, este întărită prin cina Domnului. Și în al treilea rând, se spune că prin aceasta se dovedește iertarea păcatelor câștigată prin credință. Ni se dă siguranța iertării păcatelor. Deci cina Domnului este un simplu simbol, ne aducem aminte de moartea și învierea Domnului. Da, ne aducem aminte de moartea Domnului pentru noi. Da, ne aducem aminte și proclamăm lucrul acesta până va veni El, că se va întoarce pentru noi. Dar este mult mai mult. Este o împărtășire spirituală, este o garanție a mântuirii, este o certitudine a mântuirii, a iertării păcatelor prin credință. Un articol fantastic despre slujitorii bisericii. Ia auziți ce spune. Noi între bătrâni și învățători nu cunoaștem niciun fel de deosebire de rang. Deci nu există ranguri. Diaconi, prezbiteri, învățători, păstori, episcopi, președinți. Nu există așa ceva. Nu cunoaște niciun fel de deosebire de rang în biserică. Și ținem că numirile acestea care se află în Sfânta Scriptură, episcop, preot și altele, nu înseamnă ceva deosebire de rang. Deci toate se referă la aceeași slujbă. În biserică aceasta este singura slujbă, singurul rang, singura funcție. Bătrâni care dau învățătură. Bătrâni care dau învățătură. Apoi vorbește despre rolul membrilor de a păstra curăția învățătură în biserică. Nu doar a slujitorilor, a învățătorilor. Dreptul
Dreptul și datorința învățătorului era predicat la adunările pentru cinstea lui Dumnezeu. Asta e slujba principală a păstorilor. Nu să se ocupe de faianță, de renovarea băilor, de schimbarea băncilor, de cor, de fanfară, de orice. Nu! Rolul învățătorilor este să predice în adunările lui Dumnezeu. Asta e rolul prezbiterilor. Dar nu există comitete. Sunt prezbiteri și învățători. Nu există comitete. Bun? De curățenia evanghelică a învățăturii lor grijește toată adunarea, care la întâmplarea ca un cuvântător s-ar abate de la învățăturile Evangheliei, precum se spune în această mărturisire, și ar rămânea pe lângă toată dojana la rătăcirea sa, pe numitul deloc îl poate lipsi din slujba așa. Deci adunarea trebuie să judece, ca și credincioșii din Berea, cum spune în Faptele Apostolilor, adunarea trebuie să judece învățătura prezbiterilor. Da? Nu sunt comisii speciale care fac lucrul ăsta, ci biserica, adunarea, trebuie să aibă capacitatea și discernământul de a vedea dacă învățătura respectivă este după cuvântul lui Dumnezeu. Super! Deci, n-am cuvinte. Despre ținerea sărbătorilor. Zice, cea mai mare sărbătoare este duminica. Deci, ascultați, oameni buni, baptiști, cea mai mare sărbătoare e duminica. Nu Paștele, nu Crăciunul, nu Boboteaza, nu Rusale, nu Botezul Domnului Iisus, nu. Cea mai mare sărbătoare este duminica. Țineți-vă de asta, e cea mai importantă, da? Dar afară de acestea e la loc. Da? E posibil să permite să sărbătorească Vinerea Paștelor, Ziua a doua a Paștelor și Rusalele. Crăciunul, dar cu privire la aceasta, conștiința credinciosului nu se poate constrânge. Am auzit un caz notabil în cultul nostru, baptist din România, în care un frate dojenea pe alt frate că a spus că în Sfânta Scriptură nu există aceste sărbători. Da, nu există în Biblie aceste sărbători. Că vreți să le țineți, asta e cu totul altceva, dar nu există în Scriptură aceste sărbători. Baptiștii vechi au arătat foarte clar lucrul acesta. Tare bine ne-ar prinde să ne întoarcem la învățătura vechilor baptiști. Botezul. Ia să vedem ce spune despre botez. Botezul apoi e totodată cuvântul sărbătoresc al lui Dumnezeu și asigurarea pentru păcătos. Ia auzi, botezul nu ne mântuie, dar ne dă siguranță a mântuirii. Nu primim siguranța mântuirii în mod special din botez sau numai prin botez, dar este și botezul un mod în care ne asigurăm că e cufundat în Hristos Iisus și astfel că împreună cu El a murit, s-a îngropat, a înviat, da? Asta este simbolul botezului, a murit și a înviat împreună cu Hristos. Că i s-au spălat păcatele, că El e Fiul iubit al lui Dumnezeu, într-un care Tatăl a binevoit. Superb. Deci, superb. Scopul botezului nu este doar de a face, că așa ne-a spus Domnul Iisus, cum spun mulți baptiști. Nu. Scopul botezului, spune aici, este de a asigura pe păcătos că e cufundat în Hristos, că a murit, s-a îngropat și a înviat împreună cu Hristos, că i s-au spălat păcatele, că este Fiul iubit al lui Dumnezeu. Da? Bun. Ce mai spune despre botez? Botezul are să deștepte mai lămurit, să trezească, să învioreze credinciosul, să-l asigure și mai puternic în cel botezat, cunoștința scăpării și mântuirii sale. Și asta dorește Dumnezeu să o facă prin pecetea Duhului Sfânt. Deci în momentul botezului lucrează Duhul Sfânt. Deci botezul nu este o simplă ceremonie, un simplu simbol. Botezul este o garanție, o asigurare. În botez este trezit. Este trezită conștiința scăpării, a mântuirii prin Duhul Sfânt. Nu apa botezului face asta, ci Duhul Sfânt face asta în momentul botezului, dar zice, numai acolo înainte, prin acest spirit, a născut adevărata credință mântuirea în Fiul lui Dumnezeu, în moartea și în învierea sa. Deci Duhul Sfânt care ne dă credință, credința nu este o lucrare omenească, este Duhul Sfânt care în momentul botezului îl asigură pe cel botezat de lucrarea mântuirii care s-a săvârșit în cel credincios. V-aș recomanda să căutați mărturisirea asta, să o citiți și cred că toți baptiștii din România ar avea de învățat foarte multe lucruri de la această mărturisire. Cu părere de rău, observ că mărturisirea noastră baptistă și practica noastră baptistă și teologia noastră baptistă s-a depărtat foarte mult, foarte mult de convingere baptiștilor vechi. Eu personal prefer convingerile baptiștilor autentici, nu a baptiștilor postmoderni, care aruncă mărturisirea de credință și convingerile vechilor baptiști pe geam fără niciun fel de problemă. Adevărații baptiști sunt ăștia.